povestea dar asta, să vedem clasamentul. Da, foarte bine. Asta este de aplaudat, serios, că se opresc, că oamenii, mai e regulă. Mai la altcineva. E regulă. Da, dacă ar putea și mască pentru vremurile astea încă, dar acum la câți spectatori au fost regulile și acum mai sunt. Diferența între CFR și FCSB pe care vedeți acolo este dată meciuri legale până în momentul de față, înfrângerile sunt aceleași pentru amândouă. Meciuri egale, 8 pentru FCSB, 4 pentru CFR. Gigi Becai la telefon, bună seara! Bună seara! Toți cei la Mioveni au spus așa, doamne, eram groghi, nu chiar cuvintele astea, dar oricum, golul rapid marcat de FCSB i-a pus în dificultate, după care zice, dacă ar făcut, a ieșit pe aici, dacă ar făcut anumite combinații, ar fi ales anumite trasee, opțiuni, probabil că partida s-ar fi încheiat repede, dar dacă ne fiind așa, ne-am revenit încet, încet, după care lucrurile s-au întâmplat altfel. De ce eșuează în primele reprize FCSB? Eu, după ce am marcat golul, fiecare jucător a vrut să iasă el unui de el. Și nu se mai combina, nu se mai juca fotbal, fiecare dribla, Șerban dribla, Tadeu Cubescu dribla, Tănașe dribla, toată lumea dribla. Păi de ce? Că am mai văzut asta, nu poate fi reglată sau nu e o chestiune care se poate... Păi de unde să știu? Asta e, dacă e așa, este caracterul jucătorului. Asta e caracterul lor. N-ai cum să... Nu-și poți să schimbi caracterul jucătorului. Dacă Tănase e capitan, el trebuie să tragă echipa după el și el trebuie să zică, domnule, 1-0, dăm 2-0, 3-0. Tănase care... Tocmai a spus că ar fi meritat să fie în lot cheșerul, în opinia lui. Păi dacă ai opinia lui, cel omul poate să-l... Da, păi nu, eu, opinia noastră nu, că nu, a lui că da. Bun, păi și cum a fost? Opinia mea sau a lui? Păi nu, el era în contextul în care poate la... Păi opinia lui sau a mea, care este? Păi nu știu, asta noi aici judecăm toate opiniile, nu știu că la club bănuiesc că prevalează a noastră, doar nu se prevaleze altuia dacă e. Face el dacă era patronul băga, era în lot, nu? Dar voi ca să nu mai comentați prea mult, vă spun eu, da, eu am... Comentăm, domnule, că ce să faci? Da. Nu, ca să nu mai comentați, să nu mai întrebați, vă spun eu. Așa. Eu fac... Lotul și cheșerul nu e în lot. Care e problema? Păi nu. Problema este în contextul meciului ăsta că a fost o fază la care Burlacu n-a ajuns foarte bine, putea să fie gol și mulți spun că ar fi ajuns cheșerul. E adevărat. Așa am luat hotărârea. Vezi, am luat o hotărâre greșită că a fost discuția între Burlacu și cheșerul. Cine să fie în lot? Și am zis să fie Burlacu pentru că cheșerul termină contractul din vară. Burlacu e un jucător care îl putem vedea. Deci ăsta nici n-am făcut eu schimbarea, ca să știți. Nu am făcut eu. Deci nu l-am băgat eu pe Burlacu să joace. Uh-huh. Să știți asta. Deci, că dacă le-am vă spuneam. Așa, și acum îmi pare rău că n-a fost cheșerul. Nu că... Că dacă n-ar fi fost Burlacu pe bancă, nu ar fi intrat în teren. Pentru că alea două ocazii nu sunt, adică e clar, adică n-ai cum să ratezi și asta și cealaltă mai ușoară, adică... Da. După și atunci dacă ratezi așa, data viitoare, la revedere Burlacu, el nu mai face parte din lot. Bine, într-un fel, eu văd și partea plină a paharului, ca să-i știm pe jucător să nu-i folosim în meciuri importante și cheie. Adică l-am văzut ce poate Burlacu, nu-l știam, l-am văzut ce poate. Deci cheșerul revine la următorul meci. Păi nu, de să știu eu. Păi nu, asta faceți lotul, asta a spus Adinaul. Păi și stai acum, trebuie să știu de acum. A, nu știți de acum. Păi, da, eu așa am tras concluzia din ce a spus dumneavoastră. Nu, domnule, cheșerul trebuie să știți un lucru. Cheșerul termină contractul în vară și gata. Ce aveți voi cu cheșerul? Ce mai vreți cu cheșerul? Și noi nu avem nimic cu nimeni. Noi lucrăm cu materialul clientului, domnule, că oamenii de acolo au zis că dacă era cheșerul, poate... Cheșerul nu prea mai face parte din lot, că el termină contractul în vară și eu vreau să fac bani la fotbal. Păi noi asta a spus că ați greșit, că nu l-a spus pe cheșerul, Dumnezeule, parcă... Nu am greșit că n-a fost cheșerul, nu că îl băgam. Am greșit că dacă ar fi fost cheșerul, nu mai era Burlacu în lot. Ah, ok. N-au ajungea să mai joace Burlacu.
Da, de păi da, dar la ce opțiune aveți pe bancă? E posibil ca Toni Petre sau cine face schimbări sau dumneavoastră să-l fi băgat în meci. La ce opțiune ați avut pe bancă? În orice situație, adică în orice caz, adică ce a jucat el Burlacu, putea să fie chiar Iani Stoica să rămână să intre și Dumitru, putea oricine să intre. Adică așa consider eu. Plus de asta, noi am câștigat un punct astăzi, nu? Hai să vedem. Mâine. Sau ați pierdut două dacă bate CFR? Că nu, noi am câștigat unul. Hai să vedem mâine. Nu? Să vedem dacă câștigă și ei unul. Nu credeți? Mai să vedem. Asta e clar, că Tănase părea convins că vor câștigați la CFR, asta am spus și eu. Să vedem că Tănase se joacă. E treaba lui Tănase. Tănase zice așa, eu zic altfel. Da, dar nu păreți convins că o să câștige CFR. Noi dacă e să o luăm așa, adică normal, sunt două ocazii clare din care trebuia să avem încă două goluri. Adică, dar vedeți că și ei au avut o ocazie uriașă înainte să marcheze. Da, au avut. Înainte de gol a avut. Înainte de și gol, a da. Avut una și la sfârșit de tot. Aceea pe care am ajuns-o, n-a ajuns. Da, știu, aia știi? Aia bine că Blană, dacă era puțin mai în față și dădea de la de 2 metri, da. Adică erau prea mulți de dat. Glănarul, adică da. Simeon a avut acolo ce ocazie mare că n-a fost Blană, că trebuia să o facem foarte Blană. Și ăla a dat prea... Dar faza aia vreau să o analizăm cu Ion Crăciunsu, că și altele, că aia mi se pare că nu e regulă. Gigi, mare a avut Blană acolo, vai, ce noroc am avut. Da, dar nu treci peste chestia asta. O întrebare, Gigi. Dacă tot plătești salariul lui Cheșer, ok, se termină contractul în vară. De ce nu te folosești de serviciul? El se antrenează. De ce ambiția asta când sunt momente în care poate să te ajute? Tot îi plătești salariul. Pentru că nu mai poate să ajute. Păi uite că te-ai ajutat la ultimul meci cu Chindia. Crezi că poate? Pă, nu putem să știm dacă ajungea Cheșerul în fața porții acolo. Pentru că nu se știe. Poate nu era în fața porții. Dar la un meci ca asta, cu încărcătură, cu spații reduse, teren complicat, te ajută la o fază și îți câștigă un meci, dacă tot îl plătești. Că tot îl plătești pe Cheșerul. Da, adică e o întrebare așa, o întrebare... Da. Păi și eu ți-am răspuns. Ambiție și te costă puncte pe tine, da? Să fii sănătos, să fii sănătos. Nu fac eu ambiție. Oricum plătește-i salariu și asta e ce să mai... Nu mă fac așa cum ziceți voi, plătesc salariu și iau un lot, joc cu 12, 13, 14 în teren, dacă vezi voi, schimb, noi jucăm cu 14... Păi nu joci cu 12, că n-ai voie. Păi dar n-am voie. Dar dacă plătești un salariu... Trimiți un jucător cu experiență mare, în tribună. Mare, un salariu mare, atenție. Dar nu înțeleg, mă rog, tu știi mai bine cum e. Dacă nu înțelegi, e problema ta. Păi n-am cum să o înțeleg asta, dar tu o înțelegi, că ai tu ambițiile astea și... Dacă nu înțelegi, e treaba ta, ce trebuie neapărat... Păi nu, te-am întrebat. Care e raționamentul? Că e trebuie să ai un raționament. Bă, nu-mi place de ăsta, îi plătesc salariul și la revedere. Stai, așa. Păi raționamentul, ai întrebat. L-am întrebat și eu ce am spus, pentru că tu crezi și eu nu cred că ne ajută. Și gata. Mai vrei altă răspuns? Nu. Vrei să crezi ceea ce crezi tu? Dacă tu crezi că nu te ajută... Tu vrei să crezi ceea ce crezi tu? Păi nu trebuie să crezi, dar la ultimul meci ți-a dat pasă de gol. Și dacă a dat pasă de gol, ce? Atunci am crezut. Ai câștigat meciul cu pasa aia de gol. Da, voi sunteți oamenii de rând. Pentru că tu ești în eroare gravă. Un om îți intră, te ajută. Acasă, nu, te ajută, dar dacă tu corect, dacă tu plătești, de ce nu-l trimiți în vacanță în Dubai mai bine? Da? Trimite-l în vacanță în Dubai și plătește-i salariul și la revedere. Dar de ce că vrei tu așa? Păi că vrei tu așa, nu că vreau eu. Păi dar nu, eu vreau așa. Cum? Să antreneze și să-l pui în tribună la meci sau cum? Da. Perfect, gata. Pentru că gata, subiect închis. Gata, puteți să întrebați așa. Păi vezi, gata, închide spune, okay. Nu are rău să mai că dacă... Păi, subiectul chestiu, te-am are păreri? Nu, are păreri, nu, da. Și ești vaccinat. Tot plătești salariul și ai un jucător cu experiență. De ce nu să te folosești de el până la final? Pentru că așa vreau eu. Gata, am înțeles tot. E subiect, bravo, subiect bravo. Închis. Ok, bun, mergem mai departe. Subiectul. Perfect. La dumneavoastră acasă faceți ce vreți. De exemplu, dacă el ar vrea, eu îl las, îi dau salariul și îl las. Știi tu asta? Ce? N-am înțeles. Mai repetă o dată, Gigi. Deci ce? Să-i dai salariu și să?
Dacă ar vrea, nu știu ce. Dar poate vreau să-l țin armă secretă în play-off. De unde știi? Păi asta spun, că tot se antrenează, tot își plătești salariul. Ești jucător cu experiență. Da, pot, poate nu vreau poate acum poate o să analizezi la rece și o să te gândești că poate să te folosești, nu știu, poți să te folosești. Uite, de exemplu, Omrani cu la CFR. Nu vrea să prelungească omul. Petrescu nu se mai folosește de el că termină contractul în vară? Da, da. Păi să-mi spune, de ce nu răspunzi? Da, păi ce să fac, lasă, că o să găsesc un profesor care să mă învețe. Nu ai nevoie tu, că deja nu ești imun la orice chestie. Dar așa o întrebare, Păi întrebare, dacă ți-am răspuns și tot nu vrei. Păi nu, mă, ți-am dat un exemplu de viață, de normal. Vreau, ce vrei? Gata, ok, gata. Nu, încerca să găsească o logică, dacă nu-i niciuna, nu, e ok. Am dat un exemplu, Omrani. Sau nu-și poate mai, arma poate... secretă. Păi, dar numai dacă, voi n-aveți logică, nu eu. Că dacă vreți atunci să vorbim de fotbal, dacă vorbim de Omrani, păi îl compar pe Omrani cu Ceșeru? Am dat un exemplu de speță. Păi, dar nu dai exemplu aiurea. Păi, de ce, aiurea, dacă nu-și mai prelungește omul contract, adică termină contractul cu CFR-ul. Păi, dar nu e exemplu, pentru că la Omrani este cel mai bun jucător din România și Ceșeru nu mai poate să la noi. La nivelul ăsta. Păi nu e Octavian Popescu cel mai bun? Nu, eu știu ce spune, dar ideea este alta, că la ultimul meci, l-ai folosit. Da. L-ai folosit, da, ți-a dat o pasă de gol, ți-a dat gol. Dar chiar s-a gol. Întâmplat ceva? Stai puțin, că până la urmă nu e o decizie de asta. S-a întâmplat ceva între ultimul meci și ăsta? Cu Ceșeru? Nu știu ce se întâmplă. N-are, păi nu, că a fost în lot la ultimul meci, la ăsta n-a fost. Naosca a decis între Burlacu și... între Burlacu, ok. Dar Burlacu era și la ultimul meci. Putem nu, dar cum am înțeles raționamentul, gata, asta e, poate o să folosească... Apropo de Omrani, înțelegem că i-ați făcut oferta? Da. Și înțelegem că v-a cerut 45.000 de euro salariu? Nu, a cerut 40.000 și 500.000 la semnătură. Și îi dați? Modest. Eu nu i-am dat, adică nici foarte aproape, dar nici foarte departe. Adică i-am făcut o ofertă cam la jumate la semnătură și la deci la 250 salariu, și la salariu 40. La salariu se apropie la salariu. Cum? 35. La salariu? La salariu se apropie. Da. Se apropie. Se apropie la 3 sferturi sau se apropie mai aproape? Se apropie mai mult de 3 sferturi. Ok. E 35. Și ceilalți jucători ce să zică? Dacă află ce salariu are Omrani? Păi au aflat deja. Deci cred că află. Cu aruma să aibă. Păi nu. Păi de ce? Păi da, dumneata, poți să-l întrebi pe patron de ce îți dă atât salariu și lui Ilie Dumitrescu mai mult? Nu, dar ideea este că la orice club de fotbal... În orice întreprindere se strică atmosfera când cineva este supra. Messi are un salariu, toți au un salariu în funcție de... Corect, are de noi aici. Da, aici, da. Așa vreau eu. Plus că mai sunt salarii care sunt nu departe. Nu, dar sunt liderul star care au salarii foarte mari și jucători cu alt venit, cu alt salariu mai mic. Și a spus da, a spus da. Deci, hai să vă spun. A spus da. Hai să vă spun ceva. Deci eu, după meci, sunt foarte supărat. Adică nu sunt foarte nervos, dar poate adică mă gândit așa. Și după aia, eu nu sunt ca ceilalți. Eu abia aștept să mă sunați voi ca să mă relaxez. Relaxați-vă adică, dându-ne informația adică asta. Dacă îl distrăm asta. Dacă a semnat Omrani sau nu. Vă distrați! Nu, ne distrăm. Ne distrăm și noi, ne distrăm cu toții ca niște nebuni. Asta era ideea. Dar nu poate să spună dacă a acceptat. Deci a acceptat sau nu? Păi cum să nu poate să spună? Păi nu cred că poate să spună. Mă rog. Păi e un jucător care poate să semneze cu oricine, Omrani. Chiar dacă e la ce fel. Păi cum? Păi poate să semneze la orice oră, că a intrat în ultimele 6 luni. Deci a semnat sau n-a semnat? A zis, v-a dat acordul, a spus că vine? Nu, păi da, a făcut-o, a cerut-o mai mulți bani decât oferta pe care i-am făcut. Încă nu v-ați înțeles, încă nu ne-ați ajuns la... N-are rost să vorbim de Omrani acum. Păi tocmai asta facem. Corect, așa e, n-ai voie ce să vorbești. Corect, ai dreptate, n-ai cum să vorbești. Cum adică n-ai voie? Păi că nu e normal să vorbești de ce? De ce nu e normal? Nu a zis că n-are rost. Adică poate fi întrebat în Mbappé dacă se duce la Real Madrid și nu putem să... Nu, 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 n-are voie. Nu. Să te vezi cu Bălgădean și să nu-ți spui e normal?
Pe asta, la speța asta mă gândesc, că nu e bine să discutați. Dom'le, dacă poate fi întrebat Mbappé dacă duce la Real Madrid și putem afla dacă vine Omrani. Mai zice. Cel mai bine e dreptate. Trebuie să facem ca ei. Să semnăm cu Omrani și să nu spunem. Așa o să fac și eu. Deci, ok, bun. Deci n-are încă, nu v-ați, n-ați bătut palma încă. N-am bătut încă palma. Asta eu sunt bucuros că ne-am apropiat de CFR la 5 puncte. Da. În până mâine condiție seara. În care CFR mai are un meci de jucat mâine cu Rapid. Da. eu vorbesc de azi, nu de mâine. Da, da. A spus la un moment dat ceva și vreau să verific dacă se întâmplă situația asta. A spus că atâta timp cât echipa câștigă, nu vă implicați în la schimbări, echipă și mai departe. A câștigat un punct. Da, da, mâine încă o dată vă spun. Dacă mâine pierdeți, de fapt, două în această cursă cu CFR, ajungeți în situația asta în care să vă implicați sau nu? No, mai lăsăm. Să vedem. Ok. Am luat, de exemplu, astăzi o hotărâre, ca să vă bucurați, să o făcea, să lucra la două terenuri și le-am oprit. Cum? Se lucra la două terenuri și gata, opriți terenurile și mâine să vină cu organigrama de la Academie. Au 30 de antrenori, gata. Reducem, nu mai cheltuim 150.000 la Academie pe lună. 150.000 de euro, 70, da. Dar de ce? Păi dacă nu iei campionatul și dacă te bate Mioveni... Păi nu te-a bătut Mioveni. Păi te-a bătut, ce să mai... Că mai glumesc eu cu voi. Te-a bătut. Dar care e legătura între Academia și meciul cu Mioveni? Că asta chiar nu-mi legătura, pentru că legătura și ai care totul e pe bani. Voi asta nu înțelegeți că... Dar e pe bani, dar Academia vă produce bani în viitor. Păi dar unde a produs? Păi a produs ceva, vreun ban? Păi de când o aveți? Tu cum? Păi de când o am? De 5 ani, 7 ani, nu știu. Păi stai că Hagi câți ani a avut până când să-i producă ceva? Nu știu ce face Hagi. Eu dacă nu iau campionatul, o să vedeți. Asta chiar nu înțeleg. Dacă iau campionatul, deja încep să intru în banii mei. Și dacă intru în banii mei, mie nu-mi place să cheltui bani la fotbal. Păi de ce n-așteptați să luați campionatul până să reduceți organigramul? Păi da, nu mai, pentru că e mai greu de luat, pentru că n-ai cum să iei campionatul cu oameni care nu au bărbăție și să dea 3-4 lui Mioveni, adică când condiți un 1-0 minutul 6 și tu după aia doar pătărești, te distrezi și treplești cu tare, nu poți să iei campionatul așa. Dacă, adică gândul meu, adică care este, adică adevăratul gând. Prima dată n-am vrut să vă fac o placă și acum vă spun adevărul. N-ai cum să le iei campionatul ăsta. Dacă nu mă luați în prima cu Cheșerul, cu alea, cu ceata, vă spuneam, adică același discurs să le aveam pe care l-am ăsta. Adică adevărul, dar dacă mă luați, că dumne, că de ce? Păi de ce ăla așa vreau eu și gata, nu mai comentăm. Dacă vreți să știți adevărul, ăsta e adevărul. Nu cred că putem să luăm campionatul, așa... Dacă mâine CFR ia bătaie de Rapid, se poate întâmpla, pierde. Da, dar tot nu putem să-l luăm. Nici așa? Păi, dar nu putem, pentru că și de ce nu putem? Pentru că n-ai cum să câștigi când joci în play-off, joci cu echipe tari și n-ai cum să câștigi cu o echipă de asta, trebuie să dai război la fotbal. Până da. Nu avem război, nici noi avem niște jucători care le place să distreze, mai se distrează ei, dacă dă un gol după aia nu mai e problemă. Deci nu se poate așa câștiga campionat. Și nu, plus de asta... Am crezut în Liga Campionilor și am crezut în Europa și să iau bani în Europa. Dar chiar dacă e campionatul, cu echipa asta nu poți așa. Și atunci trebuie să, de acum, să prevăd și să restrâng cheltuielile. Mă interesează asta, de fapt, este strategia. Restrâng cheltuielile pentru că mi-am dat seama că nu avem cum să răzbim cu echipa asta. Nu avem cum. E o discuție care se poate prelungi, dar trebuie să luăm o pauză publicitară. Da, nu, deci asta este, nu o prelungim, dar asta este a mea am și prelungi. Eu așa fac, am văzut. Eu mai spun o dată, ceea ce au spus și alții. Încercați într-un an, în loc să dați un jucător, dați un antrenor care are rezultate în Europa, banii ăștia și vedeți ce face. Și lăsați un an și vedeți ce face.
Niciodată în viața ta n-ai să vezi că las eu banii mei ca să ajung în faliment, cum au ajuns toți în faliment până acum. Da. Am reușit până acum și ca să pot să nu intru în faliment și ca să nu mă las, adică la un moment dat zic, bă, gata, mă las de fotbal, zice, am cheltuit două jurnale, la revedere. Pentru că eu dacă ajung să cheltui din banii mei 10-15 milioane, păi o las echipa definitiv, luați o tată care vrei, spui ce sunt idiot, să arunc banii la fotbal de 30 de ani, să vină alții la stadion, să fraude și eu să dau banii mei, nu? Ok, atunci ăsta o să fie discursul multă vreme. Păi, activitatea asta fac. Dacă am oprit două terenuri, o să restrâng activitatea și gata. Eu asta fac. În regulă. Apropo, voiam să vă întreb, ați fi de acord să repede, dacă puteți să-mi răspundeți la întrebarea asta, ca o parte, ca să nu mai există situațiile media și așa mai departe, ca o parte din banii din dreptul de televiziune să fie opriți ca garanție pentru plata salariilor în Liga 1? Să facă ce vor, nu e problema mea, pentru că eu dau salariile și chiar dacă aia și chiar dacă eu dau salariile din banii mei, deci pentru mine e nici fel de problemă. Da? Am înțeles, dar știți ce se întâmplă dacă o echipă falimentează sau iese din campionat, poate strica întreg campionatul, poate... Știu. Nu, pentru bine și pentru dreptate și pentru ca muncitorii, adică jucătorii să-și ia salariile, eu sunt de acord cu așa ceva. Dar nu mă avantajează pe mine nici nu mă dezavantajează așa ceva. Am înțeles, nu e de angajat sau de despre o comunitate care ar trebui să funcționeze altfel decât cu în felul ăsta. Să fie dreptate, adică să-și iau oamenii bani. Da, corect. Când alții părți și-au făcut cu banii în televizare și au luat salarii ei, câte 25-30 de mii pe lună, ei conducătorii, la echipele astea de stat, sau cum s-ar numi, nu știu, și-au dat ei salarii, și-au dat prime cu tare și după aia, când au mai avut bani, nu mai au luat jucătorii salarii. Știți, aveți exemplu. În regulă. Mulțumim pentru intervenție. O să luăm pauză, după cum vă spuneam, și revenim și înaintea meciului de mâine și poate mai discutăm un pic. Au fost câteva faze pe care totuși trebuie un pic așa să le trecem în vederea până când dă decizia Ion Crăciunescu.